Dragile mele, vă salut și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube. Deci, foarte rapid, fiindcă pentru fiecare broșă nu am posibilitatea să fac, să spunem așa, video complete și de data asta foarte rapid o să vă arăt cum am creat această broșă care a fost personalizată 100% de client. Deci, am hotărât să întind fetrul pe această pânză cu cerc și așa fetrul, adică nu își trage forma cât lucrez eu la broșă. Părul, am ales așa un cafeneor, să spunem așa, cu un galben foarte, foarte pastelat. Am făcut un amestec dintre aceste două culori. Rochița clienta a spus că dorește roșu la marginea, precum vedeți, la mânică și la poalele acestei rochii. Am adăugat mărgele lungi albe. Bineînțeles că deja pielea am croșetat-o. Pantalonii tot așa îi croșetez. Și deja puloverul la băiețel l-am făcut verde. Părul, precum vedeți, este aceeași culoare ca la mamă. Și bineînțeles, ca de obicei, îmi rămâne să prelucrez spatele și la final, iată, obținem așa frumusețe. Cum am spus, să spunem așa, broșa de data asta v-am arătat procesul cât mai rapid posibil. Bineînțeles că pe canalul meu proaspăt chiar am postat două video în care am arătat de la A până la Z cum am creat așa tip de broșă. Deci, fetelor, iată frumusețea de broșă care s-a primit. Cum am spus, aceste broșe sunt în totalitate personalizate de clientă, dar noi ne revedem data viitoare pentru noi frumuseți.